Stabilirea limitelor nu este importantă doar la locul de muncă, nu este importantă doar pentru profesioniști, dar și în relația de cuplu. Toată lumea poate beneficia de gestionarea situațiilor care provoacă stres sau durere excesivă, dacă știm sau nu să stabilim niște limite și niște reguli. Vă salut, dragilor! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la vindecarea sufletului. Astăzi despre asta voi vorbi, despre cum să stabiliți limite într-o relație și nu numai, chiar la servici, posibil cu un coleg, posibil cu șeful și nu numai să trasați o linie sau limite, dar să rămâneți în interiorul acestor limite, să nu permiteți ca limitele voastre să fie încălcate. Este ușor să ne obișnuim cu un anumit nivel de disconfort în relațiile noastre, când nu ne susținem singuri, putem suferi de o stimă de sine scăzută, ceea ce, la rândul său, ne face să vedem limitele ca fiind mai puțin importante. Dar recunoașterea faptului că aveți nevoie și că aveți dreptul la limite este foarte important. Indiferent că vorbim de relații de cuplu sau relații de parteneriat sau colegi, pot fi stabilite atât fizic cât și psihologic. Cele fizice includ cât de puțin sau cât spațiu personal aveți nevoie în jurul vostru, într-o relație sau când sunteți cu cineva, nivelul de contact vizual, cantitatea de timp și energia consumată, atingerea și chiar comportamentul sau distanța în raportul sexual. Pe când limitele psihologice includ toleranță sau intoleranță față de diferențele individuale, personale, de la sentimente, gânduri, convingeri, atingeri, timpul petrecut singur sau timpul petrecut cu ceilalți, încrederea, cât și secretele personale. Acolo unde oricare dintre doi indivizi își stabilesc limitele, este atât o decizie individuală, cât și de câteva negocieri. Iar eu spun de foarte multe ori acest lucru că avem nevoie chiar și în relația de cuplu de renegocierea relației sau când se întâmplă anumite evenimente să le punem pe masă și să negociem încât să fie bine pentru ambii parteneri. Deoarece atunci când vorbim de cuplu sau partener trebuie să ținem cont de nevoile noastre, dar să ținem cont și de ale partenerului. Iar acolo este necesară negocierea. Cunoașterea în mod clar a valorilor personale, principiilor și preferințelor este esențială pentru a trasa niște linii cu care să vă simțiți confortabil, atât voi cât și partenerul vostru. Întotdeauna trebuie să fie și de o parte și de cealaltă: să nu vedem doar interesele noastre, dar să respectăm și partenerul. Indiferent că este partenerul de viață, că este coleg de muncă sau că este șeful. Dacă comportamentul cuiva te face nefericit și poate fi orice, de la felul în care îți vorbește până la eșecul repetat, adică nu-și respectă promisiunile, nu se încadrează la timp, atunci este necesar să stabiliți niște limite. Dați atenție la sentimente. Întotdeauna sentimentele, corpul nostru ne, ne dă acest răspuns atunci când nu ne simțim bine, când intrăm în disconfort. Dați atenție la aceste sentimente, deoarece atât corpul cât și mintea vă vor alerta asupra necesității de a stabili niște limite, adică este necesar să stabiliți niște limite, fie că este vorba de un sentiment sau o stare de neliniște. Gânduri negative repetate despre o anumită persoană sau o anumită situație. Atunci trebuie să dați atenție să vedeți ce anume vă face să intrați în disconfort și probabil că acolo trebuie incluse niște limite. Adesea evităm să punem limite pentru că dăm prioritate fericirii și confortului celorlalți înaintea noastră. Pentru a ajuta la combaterea acestui impuls, Trebuie să implementați granițe, limite, ca o formă de respect pentru voi, o formă de respect de sine. Când vă confruntați cu o situație copleșitoare, și am să vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți. Imaginați-vă un coleg sau partenerul de viață, îți cere să faci ceva ceea ce este în afara zonei tale de confort. Sau nu ești de acord. Da, pentru că nu-ți dorești să super partenerul și treceți peste limitele voastre, acceptând, nu sunteți confortabili sau deveniți agitați. Posibil că ai dat un răspuns, dar nu se alinia cu tine, dar pentru că nu ți doreai să super colegul sau partenerul de viață, ai răspuns în raport cu cerințele sau dorințele lui, uitând de tine. Ce sugerezi? Să dați atenție la ceea ce vă face să vă simțiți inconfortabil, nefericiți sau neapreciați. Pericolul este mereu prezent, dacă nu știi când, unde și persoana cealaltă poate acționa. Nu este nimic greșit în comportamentul celuilalt dacă tu nu ai impus sau nu știi să ai limite. Dacă tu ești cel care răspuns pe repede înainte, fără să în considerare. Dacă ești competent să faci un anumit lucru, dacă se aliniază cu nivelul, cerințele, sentimentele tale, dacă ai timpul necesar și nu ai dat atenție la toate aceste lucruri și ai răspuns doar pe repede înainte, ca să nu-ți super partenerul sau să nu-ți super șeful sau să nu-ți pierzi locul de muncă. Asta pentru că nu ai niște limite și nu este vina celui care întreabă. Tu ai răspuns fără să iei în considerare anumite elemente pe care le-am enumerat. Nu poți să simpatizezi și nu poți să faci întotdeauna totul pentru ceilalți și să iasă și bine dacă tu nu știi să fii amabil cu tine, nu știi să ai niște limite și nu le implementezi încât să nu treci peste aceste limite. Limitele întotdeauna nu sunt niște bariere încât oamenii să nu ajungă la noi. Aceste limite sunt doar ca tu să ai un nivel până aici. Și nu ține de cei din exterior, ține de tine, pentru că tu accepti. Dacă cineva te roagă să faci un anumit lucru, tu răspunzi în raport cu timpul tău, cu nevoile tale și cu capacitățile tale. De a răspunde nu nu este greșit. Cel din exterior nu are de unde să știe limitele tale decât dacă le exprimi. Nu trebuie să înșiri o poveste lungă, dar trebuie să fii foarte direct și să înveți să spui da sau nu. În primul rând, comunicarea este cheia de a rezolva multe probleme. Comunicarea este cheia succesului. Odată ce ai devenit mai conștient de nevoile tale, Stabilirea și menținerea limitelor necesită o comunicare verbală. Cel din fața ta nu este magician și nu-ți poate citi gândurile. Dar tu, dacă ai niște limite bine implementate, nu vei trece peste ele. Și în loc să răspunzi pe repede înainte da sau nu, îți vei lua timpul necesar să răspunzi. Dar, înainte de toate, trebuie să-ți cunoști valorile tale, și limitele. Care sunt limitele? Până unde? Dar din experiența mea lucrând cu oamenii, există trei obstacole în impunerea granițelor într-o relație. Sunt trei obstacole care le întâlnesc foarte des la cei cu care lucrez. Primul este frica. Ne este frică. Dacă îi spun șefului că nu vreau să rămân peste program, este frică că o să pierd locul de muncă. Dacă îi spun partenerului meu că nu vreau acum să fac un anumit lucru și îl voi face mai târziu, mi este frică că îmi voi supăra partenerul de viață. Un alt element este vinovăția. Dacă nu fac anumite lucruri, mă voi simți vinovat că ceilalți se vor uita la mine ca și cum nu-mi pasă de ei, nu mă interesează și te vei simți vinovat. Un alt element este îndoiala de sine, neîncrederea de sine. Dacă nu voi rămâne peste program, voi pierde locul de muncă. Dar aș veni eu cu întrebarea, dacă tu îți cunoști valorile tale, îți cunoști limitele tale, toate aceste trei elemente, frica, vinovăția și îndoiala de sine, necrederea de sine, nu vor mai exista acolo. Îți cunoști valorile, îți cunoști limitele și ai niște reguli. Dar foarte important este să învățați să comunicați asertiv stabiliți reguli de bază înainte ca relația să devină solidă, indiferent că vorbim de o relație de cuplu sau o relație la locul de muncă, relația cu colegii, relația cu șeful. Imaginează-ți că ai intrat într un nou loc de muncă și dacă tu nu ai niște reguli bine definite și implementate, dar aici este nevoie de disciplină, tu singură îți vei încălca regulile. Dar dacă tu ai niște limite, niște reguli și sunt foarte bine implementate, nu ți le vei încălca, și aceste lucruri trebuie făcute înainte de a lăsa ca relația să devină solidă. În primul rând, începeți prin a enumera valorile în colaborare. Care sunt valorile tale într-o relație de cuplu sau, nu știu, la locul de muncă? Cât de importante sunt? cât pot să treci peste ele sau cât pot fi jumătate-jumătate. Cum ar fi? Respectul reciproc. Dau și primesc. Sprijinul. Îmi sprijin colegii sau partenerul, dar în funcție de timpul necesar. Asta înseamnă reguli. Asta înseamnă limite. Să construiești niște limite pentru aceste valori. Respecti, acord, sprijin, ești loial, ești onest, vrei să primești înapoi. Când se încarcă aceste limite să înveți să comunici, să te exprimi, să-ți spui părerea și să aduci în evidență că valorile tale au fost încălcate. Iar pentru cei care sunt pe canalul meu știu, cu toții greșim, niciunul nu suntem perfecți. Dacă odată greșim sau nu ne ținem cuvântul, nu suntem loiali din anumite motive, sunt acceptate. Dar când devine un tipar, atunci apare semnul de întrebare. Tiparul este un comportament care nu poate fi corectat. O valoare a respectului reciproc ar putea duce la o regulă specifică referitor la limitele comunicării, cum ar fi: Când nu suntem de acord, ne vom referi doar la acțiuni și comportamente, și nu vom face referiri negative la persoană. E adevărat, persoana a făcut anumite lucruri va rănit, a vorbit, e adevărat, dar noi rămânem calibrați doar la comportamentul sau modul în care s-a exprimat, nu la el ca persoană. Pentru că dacă ajungem să urăm o persoană, înseamnă că ne vom urâ și pe noi. Nu persoana te deranjează, dar acțiunile sale. Un alt element extrem de important și îl întâlnesc foarte des la oameni, că nu știu să spună nu, este că le este frică să spună nu. Învățați să spuneți nu și da atunci când simțiți. Învață să spui nu, foarte serios, cert și la obiect. Dacă doriți o limită să fie respectată, nu puteți permite ca cineva să o încalce nici măcar voi. Când vrei să faci aceste schimbări și să aduci aceste limite, reguli în viața ta, în primul rând trebuie să începi cu tine. Să te uiți la tine. Să-ți impui anumite reguli, limite și disciplină. Și dacă tu Poți să le implementezi în viața ta, cu siguranță, cei din exterior vor înțelege și îți vor respecta limitele tale. Dar dacă tu îți încalci limitele, ce așteptări ai de la cei din exterior? Ca atare, este esențial să stabiliți consecințe pentru încălcări, inclusiv limitarea comunicării cu cineva care nu vă respectă, indiferent că este partener de viață, că este coleg de servici, să respecte parametrii pe care voi îi impuneți. Dar ca să ai niște limite și să le ceri celor din exterior să respecte acești parametri, tu trebuie să ai niște limite și niște reguli cu tine. Comportamentul tău le impune celor din exterior să respecte limitele tale. Dacă tu știi să te respecti pe tine, nu te abazi de la limitele tale și ai niște reguli bine stabilite cu tine. Altfel, le dai permisiunea să încalce aceste limite și ar trebui să încep chiar cu tine. Totul pleacă de la tine. Dacă tu te respecti, ești echilibrat, ești aliniat, ai niște reguli pe care nu le încalci, indiferent, asta vei transmite în exterior. Pentru a aborda limite poroase sau inconfortabile ale cuiva, căutați modele. Oameni care ar putea servi drept exemple pozitive ale tipului de echilibru sănătos pe care îl căutați. Ca să puteți să implementați niște limite sau să vedeți acolo unde greșiți, unde vă încălcați limitele, de ce nu le respectați și de ce nu puteți să țineți o disciplină, încercați meditația. Încă un element foarte important este respirația și atenția asupra respirației. Încercați să vă așezați pe un scaun atunci când aveți anumite momente, conflicte, nu știu, stări de ansietate. Așezați-vă pe un scaun și cu ochii închiși, inspirați adânc pe nas și expirați pe gură. Atenția asupra respirației este un exercițiu care vă ajută să vă uitați, în primul rând, să vă calmeze, dar în același timp să vă uitați să vedeți care au fost limitele pe care tu le-ai încălcat, tu față de tine. Dar respirația este foarte uh, sănătoasă la calmarea ansietății și cheie pentru a reflecta asupra momentelor cruciale dintre tine. Și cei cu care ai anumite discuții sau conflicte sau discuții contradictorii. Nu înseamnă că părerea ta este mai bună decât a lui sau a lui mai bună decât a ta. Este că voi aveți păreri diferite. Învață să reduci nevoia de a-i mulțumi pe toți. Verifică înainte de a-ți asuma automat mai multe angajamente, așa cum am spus mai devreme. Nu mai răspundeți da, 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 pe repede înainte, doar din frică că veți supăra pe cineva, doar că vă simțiți vinovat că nu ați făcut ceva pentru cineva, sau din frică că veți pierde pe cineva pentru că nu aveți încrederea de sine. Trebuie să-ți dai seama că încercând să fii omul bun, mulțumind pe toată lumea. Este imposibil. Dar nu faci decât ca tu să intri într-o stare de ansietate, să devii agitat, iar timpul nu mai există pentru tine. Timpul tău este oferit celorlalți și tu nu vei mai avea timp pentru tine. De aceea, limitele sunt foarte necesare. Regulă, disciplină. De îndată ce observi acest lucru, vei putea să spui cât de departe ești dispus să mergi în a oferi ajutor, inclusiv că este partenerul de viață, că este coleg de servici, persoană iubită sau oricine ar fi. Veți ajunge să faceți mai puține lucruri pentru ceilalți și să fiți la fel de apreciați poate chiar mai mult și veți fi considerați utili mult mai mult decât înainte. Și știți de ce? Pentru că disciplina, limitele, regulile vă dă timpul necesar să vă ocupați pentru fiecare lucru în parte la momentul potrivit, să nu mai săriți pe repede înainte, să fiți salvatorul tuturor, făcând serviciile celorlalți și uitând de voi. Va fi foarte ciudat și diferit. După ce vei stabili limite și te vei obișnui, Că oamenii vor întoarce spatele sau vor comenta în spatele tău, vei fi surprins într-un timp foarte scurt când vei primi aprecieri. În primul rând, dacă nu mai sari pe repede înainte să răspunzi da, 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 să fii salvatorul, să faci totul pentru toată lumea, să scapi de frică, de vinovăție și să-ți crești încrederea de sine, nu vei mai face pentru toată lumea și vei face mai mult pentru tine, vei da atenție, asta nu înseamnă că nu-i vei ajuta și pe ceilalți, nu vei fi acolo pentru ceilalți, dar vei fi acolo în funcție de limitele stabilite de tine. Dar am să vă spun o părticică din viața mea. Eu, după ce am stabilit niște limite cu fiul meu, și am implementat niște reguli de la care nu m-am abătut, cu siguranță mormăia în spatele meu, posibil se mai și strâmba, habar dar aceste limite și aceste reguli de la care nu m-am abătut, chiar și când eram mai micuți, chiar dacă plângea, nu m-am abătut de la aceste limite și am rămas liniară, a ajuns adolescentul echilibrat care este în ziua de astăzi. Prin stabilirea unor standarde și limite înalte, fiul meu a înțeles acum că ceea ce am făcut atunci și acele reguli l-au ajutat ca el să devină cine este acum. I-am dat această libertate de a face, libertatea de a greși și să învețe din greșelile lui, iar apoi să-și formeze și el limitele lui și să nu permită să fie încălcate. Dar este nevoie de disciplină, iar această disciplină trebuie să înceapă cu tine. Îmi doresc ca informațiile să vă fie de mare ajutor, iar dacă le găsești utile sau valoroase, nu uita să dai mai departe. Posibil vei ajuta și pe altcineva. Dacă aveți întrebări sau subiecte pe care doriți să le aduc aici, te rog să le lași în cutia de comentarii și voi veni asupra lor. Dați-mi voie să vă mulțumesc că mi-ați rămas până la finalul acestui podcast, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.